Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profunile. De nou suntem la treabă. Eva și cu mine, informație completă. Acum de treabă repede. Ne-a fost dat de un de altul, nu așa? Da. Începem acum. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa 0, nu? Clasa pregătitoare. Așa. Intervin de la timpul eu cum mă curc. Clasa pregătitoare. Tot mai atenționat cu fiecare dată și eu uită. Azi încât din 05, nu? 05 a 5 a 2017. Începem treaba. Uite, un caiet plus un stilou costă împreună 37 de lei. 37 lei. Deci un caiet și un stilou costă 37 de lei. Atenție, stăm într-un singur loc, da? Și ne gândim cu... Iată întrebarea. Două caiete plus două stilouri, oare cât ori costa? Dar nu trebuie să-mi dea răspunsul, da? Gândim. Deci un singur caiet și un singur stilou costă 37. Două caiete și două stilouri vor costa... Câți de-a de 37 trebuie să pot? Cât costă caietul? Eu te întreb așa, de câte ori trebuie să pun de 27? Dacă un singur caiet și un singur stilou costă 37, două caiete și două stilouri? Păi pune 37 de câte ori? De două ori. Perfect. Deci eu să spun 37 plus 37, pentru că două caiete și două stilouri. Ei, acum am început să vedem ce face. Da? Să gândim. 37 din cine-i compus? 37 și 7. Deci 30 plus 7. Plus. Celălalt 37, din ce se compune și celălalt? Eu scriu, da? Nu poți arăta tu. Încă un 30 și încă un 7. Ei, ia să vedem cum facem adunarea asta. Deci, la 10 cât avem? 30 cu 30? 74. Deodată e la răspunsul. Foarte tare. Dar cum ai făcut așa? De fapt, tu știi să reașezi numele sub actele așa? 34 plus 34. Ia să vedem. 34, așa. Și așa, pe 4 să facem. Așa. Bun, foarte frumos 4 ăsta. Nu știu să fac așa. Crede-mă. Și acum, cum ai zis tu 4 și cu 4 ăsta? Nu 4 și 4, 37. 7, da? 37 și 37. Și acum, 7 și cu 7. 7 și cu 7. 7. Plus 7. Și cu încă 7. Da. Fac. 6. 14. Adică o 10 și un 4. 4 scrim la unități și 10 aceea o trimitem la vecini. La vecine de la 10. Și acum zicem, o 10 și cu 3, 4 și cu 4 și cu 3, 7, da? Deci 3 și cu 3, 6 și cu 1, 7. Și aici foarte bine rezultatul corect pe care l-ai spus cu 74.
Hei, ia vină tu acum și să spui tu mie cât vor costa 3 caiete și plus 3 stilouri. 3 caiete și 3 stilouri. Adică pe 37 de câte ori trebuie să scrie? Dacă sunt 3 și 3, de câte ori trebuie să scrie? Nu mă spui atât, nu mă vreau dezvoltat. Da? De câte ori trebuie să scrie? Pe 37 de câte ori trebuie să scrie? Dacă sunt 3 care... Domnul sigur, de 3 ori. De 3 ori, asta așa. Deci asta aștept eu la tine. Să-mi spui de câte ori. Deci 37 plus 37 plus 37. Ei, ia să vedem cum facem adunarea asta, că mi se pare dificilă. Sunt câți de ani de 37? 3. Mai pe 2 din ei știm, i-am făcut pe 2 din ei. Ăștia doi te fac. Ăștia doi. Asta era. I-am făcut mai sus. 74. Bun. Și mai un încă, un 37. E, acum mai acum. 37 și 37. Hai să vedem cum facem amândoi. Hai să descompunem pe 74. Câte 10 și câte unități? 74. Sunt 70 plus, plus 4 și plus 37. Ce înseamnă 37? 37 înseamnă că? Adică un 30 plus un 7 și este egal cu... Hai să vă urmărești. Aici este să atent la mine, da? Ei, hai să vedem. 7 și cu 4? 7 cu 4 fac... Discut între ei cei doi. Dintre 7 și 4, cine e mai mare? 7. Așa. Poți să dai răspunsul de data? 11. 11, sigur că da. Așa este. 11. Acum, 70 cu 30, cât face? 70 cu 30 face 100? 100, sigur că da. 100. 100, sigur că da. 100 plus acest, cât ai zis tu, 74, 11. Ei, cât face 100 și 11? 111. 111. Iată rezultatul final. Deci rezultatul final. 3 caiete și 3 stilouri costă 111. Acum. Spune-mi tu cât costă 4 caiete plus 4 stilouri. De câte ori trebuie să scrie pe 37? Pe 37 de câte ori scriem? Ești atentă că sunt 4 acum. 4 caiete și 4 stilouri. Deci te-o spune, spune ca să spui și eu. De 4 ori. De 4 ori. Deci 37 plus 37 plus 37 plus 37. Și crezi că o să începem de la început să adunăm 37 plus 37 plus 37? Cum crezi că facem adunarea asta de 4 ori? 37 plus 37 plus 37. Mă ajuți? Orice privează muncit de la început, la început așa? Sau te uităm sus că am adunat de 3 ori? Uite, de 3 ori sunt adunați. Ai, vezi? Ăștia 3 am adunat odată. Uite, avem rezultatul sus. Ăștia 3 cât fac? Ăștia 3. 111. Așadar, va face 111. Plus un singur 37. Nu, e regulare. Plus un 37, Eva. Și te rog pe tine acum, Eva, să mă ajuți că sunt în curcătură mare. Adunarea asta, cum fac? 100...
11 și plus 37. Ia să vedem aici, aici. 111 plus 37. Cum facem aici? O să dai la răspunsul deodată? Ce ești tu deodată? La 10 de acolo. Perfect. Care fac 11 și 3 la 10. O 10 și 3, 10. 4, 40, da? 4. 4. Bun. La unități, 1 și cu 7, cât face? 1 și cu 7. 1 și cu 7. 1 și cu 7. Unitate și cu 7 face? 8. Foarte bine. Hai să scriem și noi. 8-ul aici la unități. Da? 1 și cu 3 la 10 fac 4 și punem pe poziția 10 la 4. Iar 100 ori până singur, că aici nu avem 100. Deci 1 ori la 4. Cât este? Rezultat corect? 148. 148. Ce bine ne-a dezvăcat. Deci am adunat unitățile. Uite de lima, da? Unitățile. Am adunat 10-le și în sfârșit am adunat și... Dar cea mai importantă idee a fost să nu muncim de la început din nou. Că pe 3 le-am făcut mai sus. Totdeauna nu e orientat dacă ți-am făcut eu parte din ele. Eva, acum dacă te descurci, sunt cel mai fericit. Te rog să spui cât, cât face 6 carnete plus 6 stilouri. Ei, Eva, ce problemă complicată. 6 caiete cu 6 stilouri. De câte ori trebuie să scrii pe 37? Dacă sunt 6 și 6. Trebuie să scrii de 12 ori? Nu, nu, nu. De 6 ori. Mă, înainte n-a fost, da? Pe 37 de 6 ori. Hai să scrii. O dată, tu scrii jos, eu scrii jos, 37, plus 37, plus 37, plus 37, plus 37. Ia vezi tu de ce am scris eu până acum, să nu fii greșit. Tu mai ai încă de scris, eu am o dată, de două, trei, patru, cinci, mai am o singură dată, da? Plus 37. Ce dau mai departe? Eva, de sus, numai de câte ori am adunat? 1, 2, 3, 4, să mărturim ca al 5-lea. 37. Și cum sunt pe 37? Da. Eva, dar aici de 6 ori, sus, n-am făcut decât de 4 ori. Deci numai de 4 ori știu să fac. Adică, eu îi încadrez de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Uite, Eva, am să îi încadrez pe ăștia de 4 ori. Uite, așa îi fac. Pe ăștia de 4 ori, că știm, 1, 2, 3, 4. Le-am făcut mai înainte. Când o dată ăștia 4? De 4 ori ăștia adunați mai înainte. Cât o dată? 100? 148, da? 148. Dar mi-au mai rămas ăștia doi. Ce să fac eu cu ăștia doi? Eva, mă poți ajuta? Ce? Vină cu o propunere. Mi-au rămas ăștia doi, te rog. Ăștia doi pot... Îi știi undeva? I-am mai făcut pe ăștia doi? Ia uite-te tu dacă am făcut undeva. Unde am făcut pe ăștia doi? Acolo. Și știi rezultatul? Cât este la ăștia doi adunați? 74. Sigur că da. Și nu muncim. Și a rămas acum să adunăm pe 148. Deci egal cu 148. Plus 74. Acum e rândul tău. Deci am gândit foarte bine și acum să vedem că fac 104. Deci ăștia 4, pune pe 4, încadrează aici și tu. Deci 2, 3, 4, până aici, până aici, e da? Câți ai zis să fac?
148. Și ăștia doi care au rămas aici, da? Ăștia doi, cât face ăștia doi? 74. Te rog să urmărești. 148 și cu 74. 148 plus 74. Da. Aici. Hai să adunăm aici. Suntem în concentrăm aici. Hai să-i punem la unități mai chestii din hotără. Cât fac la unități? 8 și cu 4? 12. 12. Adică cu 2 și o 10. Punem 2 și 10 asta de aici să o transferăm 10 asta vine la 7. Și 70 cu 10 de aici face 10 și cu 70 face 80, da? 80 cu aici 40, 80 cu 40. Ia să vedem, 8 și 4. Ca și cum aș avea cu 4. 8 și cu 4. Deci 8 plus 4, 8 de aici plus 4, am adunat o dată. 4 și 8 sau 8 plus 4, 8 plus 4, că este, s-a transformat în 8, pentru că a venit o 10 în ajutor. Și s-a, de unde a venit 10? De la 12. Și atunci face 8 și cu 4, cât face? 8 și cu 4, 12, da? 12 și zic la 10, 2 și 1,3% de la adunarea asta. 100 și 100, 100 și 100 face una și una, cât fac? Câte sute? 200. Deci răspuns corect, 222. 2, 2, 2. Ia să facem și verificare. Ne punem sub unele sub altă. 148 plus 74. 148 plus 74. Și zicem 8 și cu 4. Nu de acolo ce. 8 și cu 4. 8 și cu 4 fac 12. Și o 10. O 10 se duce frumos la 4. La 4. Și cu 1 și cu 4 face 5. Și cu 7. 5 și cu 7. 12. Sau puteam să-l trimitem pe unul ăsta unde îl puteam? La 8. La 7. Și făceau 8. Și cu 4, 12. Și acum, de aici vine 1, 1, adică 100. Și 100 asta și 100 de aici fac 200. Deci răspuns corect, 222. Răspuns corect, 222. Foarte interesantă chestiunea făcută acum. Deci ce am făcut aici? Când au fost 6, l-am rupt în par. Cele 6. 4 le știam dinainte. 148, iar 274. Și la adunare am ajuns la răspunsul corect, 222. Da? Cât de zici asum? 4,5. Așa, numai bine. Ne oprim și... Eva, hai să spunem prietenul nostru că lecția noastră a însemnat așa. Care a fost ideea principală? Deci am dat un caiet și 102, 137. Când am zis de două caiete și 200, trebuia să-l sesizăm, că 37 trebuie să-l scriem de două ori. Când am zis de trei ori, de trei ori. Trei, patru caiete, 400, de patru ori. 5, 6 și 6, iarăși de 6 ori. Ei bine, ideea era că noi n-am o citire fiecare dată la început. Când am zis trei caiete, și 302 ori, 37, 37, 37, 37, 3 ori, nu le-am adunat pur și simplu de la început, ci două le știam mai înainte.
De aceea am zis că este egal cu 74, l-am preluat din răspuns, din rezultatul anterior și am adus-o 37. În final am găsit. Când am zis 4, 4, 37, 37, 37, 37. Și iată că am găsit răspunsul 111 plus 37 pe luat și 148 este rezultat. Când am zis de 6 ori, am scris de 6 ori, dar 4 le știam de mai înainte, am adus 2 ori și am găsit răspunsul corect. Miruna și cu Eva au împreună câți ani? Eva are câți ani? 6 ani. 7? 7? 6. 6 are Eva. Și Miruna are? 9. 9. 6 și cu 9 cât face? Nu știu acum. Dar spune tu că am uitat. Cât au Miruna și cu Eva? Te rog să nu te mai potărești că te-ai potărit în mânăție. Eva și Miruna? Au împreună? Au împreună 15 ani. 15 ani? Câți ani vor avea ele peste 2 ani? Câți ani vor avea împreună peste 2 ani? Dacă spui, asta este spectaculos. Deci, acum au împreună 15 ani. Peste 2 ani, câți ani vor avea ele împreună? Peste 2 ani, câți ani? 19. Foarte tare. Sunt cel mai fericit. Perfect. Foarte bine. Deci, a făcut și a adunat 2 ani și la ea. Și la Eva, și la Miruna. A fost esențial, asta am vrut să văd, dacă tu gândești cu atenție că peste 2 ani și ea crește cu 2 ani. Nu mai puteai să te păcărești, atunci la 15, dar 2 și spunea 17 ani și a fost o greșeală. Am reușit mai repede ca mine să calculeze. Dar eu văzut s-a prins de poate, te adună 2 ani și colo și colo. Le spunem prietenul nostru la revedere. Și să vă dea like și share. Și să se aboneze la Profond. Și să spună prietenilor, da? Că Profond face niște lecții frumoase, mai ales se lucrează cu Eva. La revedere, dragilor! Mergem la lecția cealaltă. Ușor, să nu te putem să ne apără atât.